În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Schimbat-o te-ai la față în muntele Taborului, arătându-ce aici tăi slava ta pe cât li se putea. Iubiți credincioși, eu mi-am propus ca, dacă mi-a ajutat Dumnezeu, să trăiesc atât încât experiența să vă arate prin mine ce înseamnă o adevărată cuvântare, aș vrea ca, de exemplu, astăzi, numai să fie ieșit în fața dumneavoastră și să vă privesc pe fiecare în parte și să vedeți în mine lumina Taborului. De unde mi-a venit mie gândul acesta? Odată, în ziua de Paști, a ieșit un părinte înduhovnicit prin livadă și se întâmpla ca anul acela să fie Paștele foarte, foarte devreme. Nu era niciun pom înflorit, iarba doar ce dăduse pe colo, pe colo, mai îndrăzneață prin luminișuri. Și el, cu entuziasmul slujbei, în jumătatea livezii, a zis: Hristos a înviat! Și au înflorit toți pomii. Asta este adevărata cuvântare. Dar până când să ajung la o astfel de cuvântare, îngăduiți-mi în câteva cuvinte să vă spun despre schimbarea la față. Schimbarea la față nu este neapărat un eveniment care s-a întâmplat cu Mântuitorul pe muntele Taborului, cât este o realitate pe care trebuie să o învățăm de astăzi înainte. Schimbarea la față este o datorie a noastră. Așa, după cum spune Sfântul Evanghelist Matei, Iisus a schimbat la față, iar veșmintele îi erau albe ca zăpada, ne aduce aminte de faptul că noi românii avem o vorbă: omul sfințește locul. Iată că omul este dator să sfințească nu numai locul, ci să sfințească și hainele cu care este îmbrăcat. Dar să știți că, fiind și duminică astăzi, a fost o mare, mare ispită din punct de vedere tipiconal, în termenii de specialitate, se numește că praznicul de astăzi la slujbă folosește toate ale praznicului, adică se anulează tot. Nu mai este viere, nu mai este duminică, este schimbarea la față, este praznic împărătesc. Dar eu am făcut un exercițiu de imaginație și am numărat duminicile și după duminica a 8-a, după Rusalii, trebuia să vină duminica a 9-a. Și m-am uitat să văd cam ce ar fi o paralelă între duminica a 9-a și praznicul acesta. Deși rânduiala nu-mi dă voie să vorbesc în paralel, pentru că astăzi este praznic împărătesc, totuși ispita a fost atât de mare încât trebuie să o spun și dumneavoastră. L-am găsit în duminica a 9-a, dacă ar fi fost praznicul schimbării la față ieri sau mâine, astăzi era duminica a 9-a după Rusalii. Și îl găsim pe Sfântul Apostol Petru pe mare, cu corabia, după ce îl lăsase pe Mântuitorul într-un loc ca să se roage. Și au plecat pe mare. Însă, în timp ce Mântuitorul se ruga, pe mare s-a iscat o furtună mare. Și atunci toți s-au speriat. Au ieșit toți pe corabie și deja se și vedeau în fundul mării. Dar de departe se vedea așa o siluetă venind spre ei și ei au recunoscut că este Învățătorul. Și au spus lui Petru, pentru că el era cel mai în vârstă, și s-a iscat oarecum și între ei o mică dispută că e sau că nu e. Și atunci Petru a luat cuvântul și a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe mare. Și Mântuitorul i-a zis decât atât: vino. Și s-a dus. Și mergând, i s-a părut la un moment dat că este o nălucă. Și a început să se afunde în mare și a strigat: Doamne, ajută-mă! Și Mântuitorul i-a întins mâna, l-a ridicat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Iată că același personaj, Sfântul Apostol Petru, astăzi este pe muntele Taborului, împreună cu Petru, cu Ioan și cu Iacov,
și înaintea lor Mântuitorul s-a schimbat la față. Și când și-au ridicat ei fețele de la pământ, au văzut că nu era singur. Schimbarea la față a adus pe Ilie și pe Moise. De ce pe Ilie și pe Moise? Puteți să spuneți că sunt multe personaje în Vechiul Testament, de ce tocmai Ilie și Moise? Tocmai pentru că despre Ilie știm cu toții că n-a murit, ci a fost luat cu carul de foc în cer, iar despre Moise nici acum nu se știe unde a fost înmormântat trupul său, pentru că Dumnezeu, ca nu cumva să cadă poporul în idolatrie și să îl folosească pe Moise și să se închine lui, a ascuns bine mormântul în care a fost îngropat Moise. Așadar, erau două personaje despre care nu se știau unde se află. Adică Mântuitorul le-a arătat unde se află. Este foarte important să reținem și lucrul acesta. Ne aflăm cu Dumnezeu atunci când crede lumea că nu suntem. Ne aflăm cu Dumnezeu atunci când ne regăsim. Ne aflăm cu Dumnezeu atunci când lumea ne confundă a fi într-o parte sau într-alta. Ei, și acum iată cele două paralele. Muntele Taborului și corabia, înălțimea și pământul de sub picioarele lui Petru și apa mării. Învățăm aici un lucru foarte important, și anume, atunci când omul are sub picioarele lui pământul, începe să gândească ale pământului. Adică, atunci când Sfântul Apostol Petru era pe muntele Taborului, avea, slavă Domnului, pământul sub picioare, ce i-a cerut Mântuitorului? Doamne, bine este nouă să fim aici, să facem trei colibe, ție una, lui Moise una și una lui Ilie. În partea cealaltă, în paralel, când omul nu mai are pământ sub picioare, are ceva nesigur, cum în cazul nostru se întâmpla cu apa, a început să vadă în învățător o nălucă. Adică, nu cumva este vorba despre noi, despre povestea noastră? Iisus nălucă sau Iisus schimbat la față? Dar nu despre Iisus este vorba aici, ci de noi. Și anume, noi în lumea aceasta avem niște norme pe care le ținem sau nu le ținem. Sunt păreri împărțite, de exemplu, să vă dau numai un exemplu să înțelegeți mai bine ce vreau să spun. Se spune că trebuie să spunem neapărat și întotdeauna adevărul. Lucru pe care nu intru în amănunte prea grozave. Kant spune adevărul și numai adevărul. Chiar și Eminescu al nostru a spus că dacă ar fi să spună o minciună care ar salva lumea, n-ar spune-o. Și totuși, duhovnicește vorbind, schimbarea la față schimbă perspectiva din care trebuie să privim adevărul. Schimbarea la față înseamnă a trăi frumos. Și cum să trăim frumos? Mințindu-l pe celălalt în niciun caz. Dar, de exemplu, ne ducem acum că tot este vară, de la unii la alții, și ne așează cineva la masă. Acum, să zicem că din binecuvântate pricini sau nebinecuvântate pricini, ori a căzut lumina și omul n-a știut și în frigider s-au alterat niște bucate, cel mai simplu lucru este că ți-a servit niște mâncare pe care de-abia ai salvat aparențele și ai luat două guri. El, săracul de bucuria că e gazdă, poate n-a gustat, nu știe ce gafă a făcut, dar gafa lui nu constă în faptul că nu știe ce a făcut, ci în faptul că te mai și întreabă, ți-a plăcut mâncarea? Ce putem să răspundem? Dacă vom răspunde așa cum ne învață fratele Kant, l-am desființat. Mă, neatentule, n-ai ținut-o bine în frigider sau așa mai departe, nu mi-a plăcut deloc. Și ce am făcut? L-am întristat pe celălalt. Și o să spuneți, da, este adevărat. Nu în adevărul de genul acesta ne așteaptă schimbarea la față, ci putem să nu mințim. Chiar dacă nu spunem adevărul, putem să nu mințim. Putem să răspundem la o altă întrebare. În sensul că, dacă omul te întreabă dacă ți-a plăcut mâncarea, poți să-i spui foarte bine,
mi-a făcut o deosebită plăcere să stăm împreună un ceas jumate. Nici nu l-ai mințit, nici n-ai dat în altă parte, ci i-ai spus ceva frumos. Nu neapărat că trebuie el să asculte, dar așa stă viața. Ți-a făcut plăcere să stai cu cineva. Ei, cam asta este, fraților, învățătura despre schimbarea la față. Nu înseamnă neapărat schimbarea adevărului, ci înțelegerea lui. Înțelegerea adevărului, să știți că trece prin faptul că te preocupă să-i prezinți ceva frumos celui lângă care vrei să trăiești frumos. Pentru că, pe de altă parte, există și varianta cealaltă, să fii foarte dur. Se spune, ca să mă înțelegeți mai bine, se spune că odată, într-un tren, față în față, într-un compartiment, acum nu știu dacă era chiar așa de canicular cum e acum, să fie 50 de grade în tren, dar când un preot stătea pe banchetă în fața unui rocker căruia încerca zadarnic să-i numere câți cercei are într-o ureche și să vadă dacă sunt număr cu soț sau fără soț, sau dacă sunt egal în număr cu cei din urechea cealaltă, să-i numere tatuajele și nuanțele cernelii pe care a folosit-o, a văzut totuși că citește ceva. Și atunci părintele și-a schimbat puțin atitudinea, dar când a văzut că rocurul acesta nu prea îl bagă în seamă, nu prea are respect, nici măcar nu l-a salutat când a intrat în compartiment, cei mai una peste alta de-abia aștepta să-i dea o lecție. Și într-adevăr a venit și prilejul, pentru că ridicând ochii din ziarul pe care îl citea, tânărul l-a întrebat: părinte, nu te supăra, știi cumva, mata, ce înseamnă dislepsie? Că vreau și eu să aflu. Pai de mine, ce plăcere mai mare poate să aibă cineva care de-abia așteaptă pe celălalt la cotitură. Și a zis: da, este boala celor fără de Dumnezeu, boala dezechilibraților, care confundă noaptea cu ziua, care bat maidanele în timpul nopții și discotecile și cluburile și în loc să se odihnească, supun trupul la tot felul de nenorociri. Și când să-și aer să mai zică încă o frază, l-a văzut că tânărul s-a tulburat foarte tare și a zis: nu vă supărați, dar citeam și eu aici că de boala asta suferă papa. Asta se întâmplă atunci când avem în minte chipurile să tranșăm lucrurile. Nu asta e schimbarea la față, nu asta este rostul schimbării la față. Schimbarea la față are rostul de a ne face mai buni, de a ne transfigura. Și chiar dacă veți spune că este o invitație din partea mea de a cosmetiza cumva adevărul, vă spun clar că nu este așa. Adevărul nu este prin sine nimic, ci prin perspectiva din care se vede ceva. De exemplu, dacă îl vezi pe cineva foarte obosit, dar știi de ce este obosit, știi că s-a străduit, s-a trezit de dimineață și te uiți așa la el, el te întreabă ce arăt rău, așa e, arăt rău. Bineînțeles că nici măcar nu gândești el cât de rău arată, chiar arată rău, dar îi spui: uite, știi ce mă bucur? Să constat că n-ai cedat, că încă mai poți, încă ești în picioare și te străduiești să mergi mai departe. Nu l-ai mințit. Nu l-ai mințit, pentru că dacă l-ai fi mințit, te-ai fi mințit pe tine. Ce-ar fi fost să-i spui chipurile adevărul? Păi asta era adevărat în tot demersul lui, că arată cum arată? Nu, adevărul era că mai putea să continue ce a început, să ducă până la sfârșit. Iubiți credincioși, să știm că a spune celuilalt adevărul este o datorie, dar să înțelegem din ce perspectivă îi spunem respectivului adevărul. V-am mai spus cu doamna aceea care s-a dus la doctor și prima rubrică, înainte de a se uita pe CNP, acum e mai simplu, dar înainte era vârsta. Și doamna s-a cam codit așa puțin, să zic, că vârsta din prima. Zice: mă îndrept de spre 50. Și doctorul întreba: din ce direcție? Acum, vedeți, a spune adevărul cuiva trebuie să fie îmbălsămat și
cu dorința de a amenaja pe celălalt, de a nu fi dur în mod gratuit. Pentru că adevărul se poate spune cu sabia scoasă, asta e și gata, zice, nu, dar eu n-am greșit niciodată, eu îi spun omului în față. Dar asta înseamnă să spui adevărul? Nu. Asta înseamnă că ai năduf, zice o vorbă populară. Asta înseamnă să îl minimalizezi pe celălalt de lângă tine. Poate că l-așteptai ca părintele din compartiment de multă vreme să-i spui ceva așa care să-l doară. Și sub standardul adevărului, într-o mânușă de oțel, îl mângâi așa și îi spui adevărul din două fraze. Iubiți credincioși, marele praznic al schimbării la față este provocarea noastră. Și anume, dacă Mântuitorul schimbat la față a schimbat și haina în care era îmbrăcat, înseamnă că și noi trebuie să ne schimbăm tot ceea ce ne atinge. Eram într-o discuție duhovnicească cu un coleg de-al meu și îi spuneam ce mă preocupă pe mine cel mai tare. Când intră un om la spovedit, să-l văd așa cum se transformă în fața mea, așa cum e un crin care înflorește. Și zic, mi-a dat de câteva ori Dumnezeu această bucurie să-l văd transformat pe cel care vine la mine. Și s-a uitat cam ciudat la mine și mi-a zis, dar tu știi cât de transformat ești? Cred că schimbarea la față este ceva contagios într-un aspect foarte interesant. Dacă vrei să îl faci pe cineva să aibă încredere în el, trebuie în primul rând să ai tu încredere în tine. Cineva acum vreo 5-6 luni, când eram în postul mare, foarte obosit și recunosc că arătam groaznic, dar numai pe din afară, credeam eu, mi-a spus, o, părinte, dar ce obosit sunteți. Păi și mi-am venit, nu mi-a căzut bine deloc. Și am încercat eu să schimb vorba, uleu, dar ce rău arătați. Zic, să știu că trebuie să plec acasă. Că nu-mi permit să ofer așa o priveliște de om obosit, să creadă lumea că așa e oboseală. Nu, nu. Și la un moment dat, din vorbă în vorbă, mi-am dat seama că, într-adevăr, zic, da, de când n-ai mai dormit, soro? A, zice, nu, că și eu de vreo 3 săptămâni sunt așa. Zic, s-ar putea să fi vorbit despre tine. Zic, eu nu suport să-mi spune cineva că arăt rău, pentru că eu nu arăt rău. Chiar nu arăt rău. Și să știți că în vreo 5-6 minute cât am stat de vorbă, și-a schimbat impresia. Și a zis, începe să arătați mai bine. De ce? Pentru că ea însăși începea să arate mai bine. Asta e schimbarea la față. Schimbarea la față nu este ceva pe deasupra. Este o realitate în care biserica ne așează pe noi. Adică suntem datori a fi schimbați la față. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun vis-a-vis de ziua de astăzi este ceea ce m-a tulburat când am citit Evanghelia. Apropo de asta, m-a întrebat soția săptămâna trecută despre ce o să vorbesc duminică. Zic, cred că nici duminică dimineață nu pot să spun lucrul ăsta. Eu mă pregătesc, dar nu știu despre ce o să vorbesc. Și acum, când citeam Evanghelia astăzi, mi-a căzut ochiul și mi-a auzit urechea un lucru pe care l-au zis de multe ori, dar nu-l băgasem în seamă, poate că nu venise vremea. Când, după schimbarea la față, Mântuitorul le zice celor trei, zice, vedeți, să nu spuneți nimănui nimic, până când Fiul omului nu va învia din morți. Adică, nu avem voie să vorbim despre schimbarea la față până când nu am înviat. Până când nu a murit în noi ceea ce ne întuneca la față, nu avem voie să vorbim despre schimbarea la față. Pentru că aici este taina schimbării la față. Nu a apărut Mântuitorul deodată în mijlocul ucenicilor schimbat la față. Nu, ci a luat toate patimile, a îmbunătățit tot și de-abia după ce a înviat din morți, le-a spus, atunci puteți să spuneți și despre schimbarea la față. Așa se întâmplă și cu noi. În momentul în care omorâm păcatul
și înfiem dreptatea, atunci putem să simțim schimbarea la față. Nu avem voie să cerem celuilalt să ne vadă schimbați la față până când nu am schimbat patimile în virtuți. Pentru că altfel poate să se uite la noi ca la o nălucă. Și ce să facă? Să se piardă. Iubiți credincioși, mare este taina schimbării la față. Acum suntem, de exemplu, împresurați de oameni care vor să se bucure de soare și de apă. Poate că nu avem loc de ei. Poate. Gândiți-vă măcar astăzi. Nu vă cer mai mult decât până la sfârșitul zilei. Când cineva va lua locul în parcare. Gândiți-vă dacă nu cumva este o nălucă. Gândiți-vă dacă nu cumva s-a schimbat Hristos la față în acest mod. Dacă nu cumva cel care te deranjează este Hristos care te încearcă, nu te deranjează, care îți propune să te schimbi tu, care îți propune să nu mai judeci pe celălalt. Știu că nu este ușor, pentru că știu ce este acum, de exemplu, la mine în parcare. Și știu că am oaspeți mulți care nu o să aibă pe unde să intre la mine pe stradă. Și tocmai de aceea vă spun, ca să-mi spun mie și să mă aud mai târziu. Pentru că schimbarea la față nu este un moft. Schimbarea la față este o realitate. Iubiți credincioși, dacă vom gândi așa, cu siguranță că Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem într-o întunecime la față. Ci atunci când vedem în mod real pe cel de lângă noi că vine cu intenții bune și ziceți, da, dar ce intenții bune să vină când îmi ia locul? Da. Poate că și tu ai făcut lucrul acesta vreodată, dar asta n-ar fi chiar corect pentru că ar fi o egalizare de ecuații și nu asta vrem noi. Poate că ne învață să vedem altfel lucrurile. Poate că ne învață să ne numărăm prietenii. Poate că ne învață să vedem imaginea noastră în celălalt. De exemplu, eu astăzi, la Iubite Voi Doamne, am avut două momente în care din cauza răgușelii sau oboselii, nu mi-au ieșit notele pe care știam că trebuie să le execut. Și atunci m-a inundat o bucurie fantastică. Zic, la câți prieteni și dușmani am eu, măcar s-a bucurat un dușman să zic, ete-vă copa al vostru, nu i-a mai ieșit. Acest gen de bucurie, dacă știm și suntem în stare să o cultivăm, suntem salvați. Dacă nu, n-am făcut nimic. Dacă nu, toată ziua aș fi fost întors pe dos sau lor nu mi-a ieșit. Nu. A fost o bucurie pentru un dușman de-al meu. Și mă bucur și eu tare mult pentru bucuria lui și mă bucur și pentru ceilalți care poate că s-au întristat, dar o să le treacă. Pentru că m-au văzut pe mine schimbat la față. Adică au văzut în mine pe cel care nu s-a supărat pentru un eșec. Pentru că toată cariera mea este făcută din eșecuri. Și dacă știu să vorbesc despre încurajări, să știți că o fac din proprie experiență. Măruntă, dar e proprie. Să rânduiască Dumnezeu ca schimbarea la față să schimbe noi perspectiva de a vedea lucrurile, patima de a spune adevărul și blândețea cu care să constatăm că lumea este frumoasă dacă noi înșine trăim frumos. Așa să ne ajute Dumnezeu.